Contemporanii săi, francezii Clodin de Sermizy, Pierre Serton, Claude Gudimel sau flamandul Jacques Arcadelt sunt atrași mult mai mult de lirismul delicat, de bun gust și de mare puritate a formelor simple. Lucrările lor ne apar mai profunde, de o inspirație intimă, cu o matrice firească, umană, ce asigură evoluției afective cursivitate, suavitate și sensibilitate, aceste alese trăsături trăgându-și seva din valoarea de excepție a unor poeți de talia lui Clément Marot.